S-a îndrăgostit de unul dintre cei mai mari șahiști ai României și a plecat din Rusia ca să trăiască aici alături de el. Este povestea rusoaicei care excelează și cu șahul și cu pictura. Ea concurează acum pentru România și nu și-a mai văzut părinții de când Putin a început războiul în Ucraina. Acest prim tablou cu Veneția e interesantă pentru că eu am pictat și câina mea mică. Maria Iughina este șahista pictoriță care s-a născut în Sankt Petersburg, capitala culturii, dar care din 2017 s-a mutat în România. Ea e căsătorită cu românul Mihail Marin, marele maestru în șah care a luat bronzul pentru România la Olimpiada din 1988. Deocamdată mi se pare eu sunt un pion care pot să transforma. Dar nu știu în ce. Cubismul popularizat de Picasso e stilul Mariei de pictură. Șahul, la fel ca și muzica și dragostea, au darul de a te face fericit. În loc de muzică putem pune pictură. Este tot vorba de armonie și de frumusețe. Atunci când merge la turneele din străinătate, Maria și-a tablourile cu ea pentru a le vinde la expoziții. Șahista deține și centura verde la capoeira, stilul de arte marțiale din Brazilia, ce combină dansul, acrobațiile și muzica. Dansează un pic când fac pictură și asta, toate pasiunile mele la o pictură. Maria s-a duelat la șah cu soțul ei într-un turneu pe insula Capri. Și-am jucat pe bune, deci fără să ne înțelegem, și partea e și remiză.